Urmează emisiunea Hai să ne căsătorim. Menționăm că fiecare pereche formată în cadrul proiectului va intra în concurs, unde marele premiu este o foaie de odihnă pentru ambii la mare. Cuplul câștigător va fi ales chiar de telespectatorii care își vor exprima votul pe pagina de Facebook. La mare vor pleca îndrăgostiții care vor acumula cele mai multe voturi. Baftă tuturor! Bună seara și bine v-am regăsit, dragii noștri telespectatori ai postului de televiziune TV6. Eu sunt convinsă că deja știți și v-ați făcut obișnuință că în fiecare weekend rămâneți doar pe TV6, iar eu sunt Lența Gheorghiță, cea care vă propune să vă faceți comoz și să rămâneți în cadrul emisiunii Hai să ne căsătorim. Facem cunoștință cu potențialii noștri miri, Ruslan, Andrei și Gheorghe. Și eroina noastră principală este nimeni alta decât Anastasia, deci rămâneți alături de noi, dăm start acestei emisiuni. Anastasia, 32 de ani, este dansatoare și este foarte talentată. Are propriul show ballet. În prezent locuiește împreună cu părinții, are două fetițe. Anastasia practică turismul activ și nu înțelege pe oamenii care în vacanță aleg să stea culcați pe plajă fără activitate. Visează să viziteze Brazilia, India și Taiwanul. Consideră că în familie, în mod obligatoriu, soțul trebuie să câștige mai mulți bani decât soția. Nu are cele mai frumoase amintiri despre fostul ei soț. Spune că este un om care trăiește doar pentru a-și satisface propriile interese. S-au despărțit pentru că acesta a înșelat-o cu soția propriului său frate. Bună seara, Anastasia! Din seara vreau să spun că ești foarte frumoasă și aparent mă gândeam, de unde poate femeia asta atât de suplă și atât de firvă să aibă două fete? Două fete de 10 și de 6 ani. Da. Merg la școală ambele? Ori doar una? Grădiniță și școală. Doar una. M-am informat după formularul participantului și mi-am dat seama că deja ești divorțată. De ce? Pentru ce? Când s-a întâmplat? De câți ani ești divorțată? Un an și jumate sunt divorțată. Dar căsătorită ai fost? După? Nu. Câți ani? 10 ani. Cu nunt, cu nanaș, cu mătri, cum îi trebuie un apartament. Ani. Dar da? Până atunci, cât v-ați întâlnit? Un an și jumate. Adică, în total, cât ai fost cu dânsul? Vreo 12 ani. Da, să vezi culmea fericirii că nu doar s-au întâlnit, dar ea era în... tu căuta un partener de dans, pentru că de altfel celor de acasă deja știu cu siguranță că tu ești dansatoare, da? Da. Și ești căuta un partener de dans. Uh-huh. Așa a început dragostea. Fostul tău sos tot ești dansator. Da, dansator, da. Așa. Și te-a cucerit, era omul cel mai potrivit, v-ați căsătorit, ați făcut nuntă? Da. Uh-huh. Unii am vrut să discutăm. Și s-a întâmplat minunea. Copiii tăi erau destul de mici. Da. Deci cea mai mică avea un an când s-a întâmplat în nefericire, zic eu. De ce nu? Pentru că o familie este o familie și când se întâmplă, când cineva calcă greșit, e destul de durut și destul de urât. Pot spune? Așa. Anastasia a fost înșelată de soțul ei și nu doar simplu înșelată, ci a aflat la un moment dat din viața ei privată că soțul ei o înșală cu soția fratelui lui, să înțeleg. Da, lui, da. Și nu a fost doar o dată, dar a fost timp de 5 ani. 4 ani, aproximativ. 4 ani, soțul tău te-a înșelat cu soția fratelui său. Da. Dar fratele când a aflat că fratele lui este în relație cu soția lui, el cum a procedat? Ну, вы знаете, я не понимаю его реакцию. Он продолжал бизнес и работать на своего брата. Подожди, это младший брат был? Это его двоюродный. Младший брат. То есть он как бы с его женой, а брат продолжал... А брат продолжает вот так вот жить, мучиться, следить за ними, слежка даже была. Может, он удовольствие от этого получал какое-то? Не знаю, либо страх у него, то, что он останется без куска хлеба, и в другом месте он не заработает, а тот старший братик подкидывал ему как кости. А сейчас, подожди, мексиканский сериал, а сейчас что продолжается? Он развелся 1,5 года назад, мне это не сказал. Вот, все рассказал, всю правду, когда уже было это все на пике.
когда я это все узнала. И он уехал на заработки. Этот брат, которого жена с твоим мужем... Да, полтора года брат развелся со своей женой вообще и уехал, выехал со страны. Отлично. А муж как отреагировал, когда ты ему задала вопрос? Дорогой, что происходит? Мне вот птица нашептала. Не, ставь, он говорит, нет, это неправда, ты что, этого не может быть. Ну вот делает из меня дурочку. Ну да, разговаривает она довольно грамотно и литературно, скажем так. Stați un pic, tu, pentru mine nu este o primieră când vine în cadrul emisiunii cineva și spune că partenerul meu de viață m-a înșelat. Băi, cum vă dați seama că vă înșală? Cum afli? Băi, dacă o venit, fratele. Și a venit de sus. Смотрите, в 2017 году, это получается где-то 4 года назад, я нечаянно, ребенок не приносит телефон его, говорит, мама, игрушку поменяй мне. И мне как из любопытства, я никогда не лезу в чужие телефоны, мне это не интересно, это некрасиво. Но я захожу в Вайбер, и мне выпрыгивают голые, ну, фотки некрасивого характера. И тут смотрю, наша родственница, как бы, моя подруга, в принципе, мы хорошо общаемся. Она, пардон, свои фотографии? Свои фотографии высылают ему, да, обнаженного что характера. Что глупая женщина, слава, некрасивые. Надо было красивые слать голые. Нет, так подожди, там какие-то места, может, отдельные? Вот. И начались вот разборки. Я говорю, она больше работать не будет в нашем коллективе, который мы с мужем создавали. А, да, то, ну, что я кьял, ты иншала. То, три года, туда, четыре я, года. Два позы, я кьял Саша, да, я вот, Саша, так, да? Вот. И я сразу поняла, что это не то. И он говорит, да нет, ничего. Может, она ошиблась? А может быть, да, она ошиблась и все такое. Это не может быть. Может быть, она мужу нечаянно. Мне, ну, вот, вот такой вот бардак пошел. Я ее как бы удаляю с коллектива, но все выгнать не могу. Ну, тяжело, я ее выгоняю, чтобы она с нами а не сотрудничала. А вы все танцоры? Да. И брат? Брат тоже чуть-чуть, да, танцор. Ну, у вас, в общем... А не, да. Может, танцоры, надо было как-то видео. Подумать о шведской семье, нет? Нет, это не для меня. Но мадам он, Мария. Брат его больше занимался по фото-видео, потому что... Не, ну почему? Для того, чтобы сохранить семью, может, разные варианты. Сейчас в мире происходит такое, от чего волосы дыбом становятся на всех местах. Поэтому... Это не для меня. Вдруг? Такой вариант, может быть, для мужа это подходит. Коллектив шоу-балет, коррект? Да, мы вместе поднимали. Că-i facem publicitate gratuită. Dânsa, cea care ți este un fel de rudă, cum ar fi, da? Da. Așa. Cu dânsa ai vorbit personal. Femeile cu femeile se vorbesc. Она как бы сказала, займись своей жизнью, ее слова, займись своей жизнью, да, у нее ребенок, мальчик от брата. Ну вот от его мужа. Из... Нет, от его, от точно? Ее мужа, да. Она а ты сейчас пришла тоже с братом к нам, да? А брат в курсе был всего? Да, Валер, ты вообще как реагируешь на ситуацию? Ситуация такая увлекательная. Увлекательная? Ну, я просто увлечен этой ситуацией. Все. Как вообще, вот с твоей точки зрения, это в разрезе, ну, элементарной морали или каких-то принципов вообще на мужских? Взгляд, я не могу говорить за всех, я скажу за себя. Ой, ну, повестим, как по мне, то недопустимо. Сразу с несколькими девчонками мутить, если тем более ты... это семья вообще. Да. Шарико пельмени. Вопрос стал как раз-таки семьей. А если так просто встречаться, то можно сколько угодно. Но семья это, на мой взгляд, немножко другое. Я хочу сказать, что с уверенностью, акума Анастасия зимбеште. Сам конвинса, как у о периода димитсата достаточно дефицила. Когда человек, у каре ай факуту, ну что, фамилии. Cel cu care ți-ai făcut niște planuri pentru o viață înainte. Și cel care te trădează, cel care a mers, mă scuzați, și-a lăsat pantalonii și a venit seara acasă, la copii. Cum? Acum, în prezent, ce relație ai cu fostul tău soț? Ой, вообще, полный игнор. Мы не общаемся, потому что у нас много судов. Он против меня даже идет со своей любовницей, против меня на суды. Именно финансовый вопрос там решается в суде. Или детский, но... потому что тут очень, вот я смотрю гороскоп, да, но... тут не просто вот эмоциональная такая травма, тут еще финансовая. Финансовая, да, он именно... все забрал, ничего мне не дал, ни одного костюма. За 10 лет, сколько я поднимала, понятно. 4 сайта, ну, короче, все себе, а ты никто, иди займись своей жизнью. Дети на мне и 3000 алиментов на двоих девочек, не на одну, на двоих. И он говорит, встает на суде, я же бедный учитель, я такой несчастный. Я говорю, бедный учитель на RAV4 не катается на последней бедный модели. Бедный учитель, вот я хочу обратиться учитель. К этому бедному учителю, пожелать ему крепкого здоровья и рассказать ему про закон, о котором знают все. Очень странно, что он о нем не слышал. Закон бумеранга.
Eu tot am fost, iar am dat disoție la poliție, măcar că nu am făcut nimic. Trebuie un bărbat care să muncească, să aducă bani, să te facă fericit. Nu-ți trebuie dansători, nu-ți trebuie muzicanți, nu ești la casă. Gata, tu ai avut. S etim zakonchim. Da, zi-mi, te rog, voi împreună să avut un apartament. Cine stă acolo? De ce tu trăiești cu părinții? Da, мы строили дом большой в моем дворе, где я родилась. Дали ему землю, благодаря мне. Бабушка, как бы, вот тебе земля, стройся. Да, да, в общем дворе. Лоту, депомент. А, там, получается, неприватизированная земля, как бы мы все наши родственники, мои родственники. Что? Мы построились, было 50 на 50, потом мне подсовывают документ, чтобы у меня процентов было меньше на этот дом. На копии? Дети, получается, на мне. Сколько у меня процентов, столько и у детей. Нет, как бы. Да, смотри, ты не решена. Мне вот так вот сказал адвокат. И вот у меня, получается, намного меньше процентов. И я могу там жить в этом доме без проблем. В этом особняке четырехэтажном, с квартирантами. Там и квартиранты, и все, что хотите. И подвал, и сауны. Но я чисто психологически не выдержала, как бы я не собираюсь, чтобы мне мелькал вот этот вот... А он там живет? Он там живет. С вот этой дамой? Но почему-то он даму не приглашает. Вот уже полтора года прошло, я думаю, ну, я уже вещи свои полностью перевезла. Вообще обчистила все, что могла. И то я даже вилку не могу взять с дома. Он вызывает полицию, говорит, что я воровка. И я ничего не забрала. Ни телевизоры, 4 телевизора, ни вилку... Что-то свое забрал, он говорит, верните назад, вы воры, вы цыгане. Я говорю, за 10 лет брака и на мне двое детей, я воровка, я цыганка, за 10 лет общенажитого имущества. У меня нет, я ушла. Не портсигары, не кожаные куртки, да? Да, куртка кожаная, 3. Ascultați-mă, noi cunoaștem versiunea doar la Anastasiei. Cu siguranță el are altă versiune. Asta e o familie în care s-au întâmplat multe minuni. Doar că știm cu toții că cel care a călcat strâmb este... fostul tău soț. Și sunt convinsă, așa cum a zis și Cristina, că te așteaptă încă multe surprize bune din alea colorate. Vrem să dăm start acestei emisiuni și vrem să-l cunoaștem pe potențialul mirii cu numărul 1, așa că rămâneți alături de noi. Bună seara! Bună seara! V-am pregătit un mic cadou. Da, mă numesc Ruslan și îmi pare bine să ne cunoaștem mai bine. Mersi. Ruslan, 35 de ani, nu este angajat în câmpul muncii în prezent, însă are în spate o experiență profesională mare în calitate de electrician. Acum locuiește cu mama și o ajută prin gospodărie. Se mândrește cu faptul că este harnic și sănătos. Planifică în timpul apropiat să plece peste hotare. În trecut a avut o familie, are chiar și o fetiță de 7 ani, însă nu mai țin legături, deoarece fosta soție a plecat în Rusia. Relația lor a durat un singur an, iar atunci când copilul avea doar 3 luni, soția i-a propus să-și vadă de viața lui și a plecat din țară, schimbându-și până și numărul de telefon. Ruslan visează să găsească o femeie cu un caracter liniștit pentru a construi împreună o familie unită, unde nu vor exista certuri. Bună seara, Ruslan! Bună seara! Dar de când nu te-am văzut, multă vreme mai trecut. Ce s-a schimbat la viața ta? Tot normal. Tu ai mai fost la mine aici în emisiune, așa ai? Fost. Și ia zi, ce au povestit oamenii de prin sat? Ce ți-au zis? Nu pot spune nimic, pentru că eu deja am avut 2 săptămâni jumătate când am venit acasă. Da, unde i-am luat? Fost psihotare. Deci, post de muncă la moment, bun, ai avut un plan să plec peste hotare și ești peste hotare. Da, unde ești? La Polonia. Aha, dar ce faci acolo? Că tu ești de meserie electrician. La o fermă unde se face televizoare plazmene. Dar tu cunoști domeniul? Am fost o săptămână, două la practică și m-am descurcat mai departe. Bun, vrem să povestim despre viața ta privată. De altfel să afli și Anastasia. Exact câți ani în urmă te-ai cunoscut cu soția ta, pentru că noi nu știm statistică. Dacă la moment fetița ta are 7 ani... Nu, soția are 12 ani, dar... Soția are 12? Nu. Fata are 12 ani, așa. Dar e clasa 7. Aia care are diferența. Deci, da. Ai avut o parte în drumul vieții...
te-ai cunoscut cu fosta ta soție, care pe timpurile alea avea 17 ani, era minoră, iar ea ți-a afirmat că are 20. V-ați întâlnit un an, timp de un an n-ai mai aflat ce vârstă are ea. Nu, așa e? Nu. Așa. Și după aia ai făcut nuntă. Nu. Nuntă n-ai fost, făcut. N-am fost legitim, n-am fost... Așa, părinții au zis că să mai așteptăm, nu știu ce încolo. Să mai așteptăm și că încolo, așteptând, te trezi că e însărcinată. Da. Iar atunci când s-a născut fetița ta... Ce s-a întâmplat în cuplul vostru? Că ea te-a părăsit când avea copilul, abia 3 luni. Eu am fost peste hotare. Tu erai în Rusia. Da. Și după ce am venit peste hotare, am scos-o de la Rodon, n-am dovedit-o, nu a trecut în familia mea, dar a trecut în familia ei. De ce? N-ai avut buletinul cu tine? Eu am avut, dar eu când am scos-o din Rodon, de-am era făcute documente în familia ei. Eu nu m-am scos-o, dar acolo de-am era pus. Mai departe, ai adus-o de la maternitate, unde ai dus-o? La tine acasă? Nu, pentru că părinții ei au zis că, ea avea ei. Apartamentul ei au avut? Casa ei au avut, dar... Trăie cu numai cu bunica. Mama era tot peste hotare ei. Și trăim cu bunica, dar bunica nu se purta, nu e încătat de dânsa până a decedat. Și ne-a rămas gospodării. Bun, Ruslan, soția ta la un moment dat s-a decis să te părăsească. Care ar fi motivul? Tu cum crezi? Mama a chemat-o încolo, mama ei. Și ea mama imediat... Mama ei tot o lepădat-o de mic și a crescut-o bunica. Așa. După și eu a crescut bunica, o chemat-o cu fata mea, o chemat-o în ospiție acolo. Și când avea fetița ta, abia 3 luni? Bun, acum în prezent, nu, ce relație ai tu cu fiica ta în prezent? Noi comunicăm. Ajuți financiar? Un copil nu se crește doar prin floricele. Eu știu. Eu, până așa, și am de dat o ajut, dar ei ne-au povestit ei tot ce le are, până când nu-i trimite. Dar despre ce casă ai povestit tu, că ai lăsat avere fiicii tale? Ce casă ai lăsat? Eu nu i-am lăsat, dar eu am făcut-o. Că am era, avut gospodărie, dar am lăsat-o la fată. Ei nici n-avea și bămul gospodărie și ei. Нормальный пацан, чё? Вернее, гражданин. Нормальный гражданин. Ну что могу сказать? Старый без купей. Я кажу, тяры они на устенде, тяры пи страда, тяры мик, пати и фламент, пати астяна, и он туди у на мадук пила у магазин, ор мадук лаву на астяна, и он туди у на интент, власик де санататя ме, ori poate fata de pildă acolo pe hotare, cineva poate ei întinde și eu ne fac datoria mea. Mie îmi place, știi ce a spus Ruslan în anchetă, așa a scris. Eu ca bărbat pot munci și sunt sănătos. Așa deci el nu așteaptă să îi ofere, să ne aducă mămuca de pideal, hai că am părinți, ne aduc 3 kg de cartofi transmitit la autocar. El îți duce și muncește. El a zis așa, că bărbatul este cel care trebuie să aducă bani în familie, cel care se ocupă de gospodărie, iar femeia trebuie ce să facă? Să gătească, să facă copii, să aibă grijă de casă, corect? Eu știu că domnie e prin casă, bărbatul ca de obicei prin prejurul curtii, prin prejurul grăză. El este gospodarul principal. Și bărbat. Da, bărbatul este gospodarul principal, este o familie tradițională. Și îți primește că și în casă, câteodată când nu dovedește ei de pildă, tot bărbatul trebuie să o ajute. Eu așa s-o pot. Dar tu ești gelos de firea ta? Pentru că eroina noastră este un om destul de, hai să spunem, în spațiul public, ei dansatoare, vede lumea, aplauze, flori, mesaje, primești like-uri, dislike-uri. Pentru că eu tot îmi știu hotare, pentru că eu aici am avut loc de muncă și am avut puțin și pe urmă am hotărât pe hotare să ne deschid un loc de muncă. Ruslan, da. Eu, Iana, mama, adică la mine, eu numai cu mama. La mine mama și mama și tată. Ruslan, dar pe când Valeria, ai și te înflorez acolo? Ia stai un pic, dar și te înflorez? Ia zâni și noi, să ne rădim și noi. Venit просто свои мысли здесь. Свои мысли, да. Мы рот сингур. А вы я сам был один. Вы сами диферит, Валерия. А стоит еще и боли. Что мама, что тата, на меня. Что мне что, сужут антим, ди три лунди дзели, кота смастал. Что пенсура?
e niciodată nu e privința mea, să nu mă căsătoresc, să nu am familie, din contră. Dar când să te ocupi tu de crearea familiei, știi, dacă tu ești permanent în căutarea de lucru, în ajutorarea părinților, etc., etc. Deci tu ori lucrezi, ori pleci după hotare să lucrezi, ori le ajuți părinților. Da. Când ai să ai tu timp pentru ca să creezi o familie, pentru ca să creezi o relație mai întâi și pe urmă să faci o căsătorie? Tu la asta te gândești? În primul rând și într-a doilea rând, planurile tale de plecare sunt un pic în deviere cu ceea ce zici tu cu crearea familiei. Cum poți tu să creezi familie și îndată să pleci la lucru? Asta nu o să fie corect. Și nu cred că familia asta va avea, va fi viabilă pentru mult timp. Dacă tu lași femeia și pleci peste hotarele, o să se întâmple ceea ce s-a întâmplat. Eu nu pot să zic că, e ca cum Dumnezeu are postul ei de lucru aici și eu de pildă n-am eu asta nu e nicio problemă, eu pot să o iau și cu mine. Eu este și pentru partea feminină de lucru. Да, у пацана на все 100% шансы есть, почему нет? Eu te invit, Rosana, în scenă, pentru că vrem cu toți să rămânem ce surprize ai pregătit pentru frumoasa noastră, Anastasie. Rămâneți alături de noi! Banii n-au valoare, nici aurul din lume, tu ești pentru mine cea mai scump pe lume. Banii n-au valoare, nici aurul din lume, tu ești pentru mine cea mai scump pe lume. Și dacă mor tu, cui rămâi, cui ai să rămâi? Cine te va îmbrățișa și te va săruta? Cui ai să rămâi? Of, Doamne, Doamne! Eu doar te iubesc și te doresc, ești iubirea mea și nu te pot uita. Bravo! Să mulțumim pentru prezență. Îți doresc succese. Bine, și vă mulțumesc. Și cine știe, poate tocmai pe tine te alege potențiala noastră eroină. Succese mari și la ceea ce înseamnă a cânta. Există mare probabilitate să ajungi într-o scenă mare. Măi, îmi plac așa bărbat să văd dacă omul a zis că el vrea să însoare în cadrul acestei emisiuni, găsească, o să-și găsească femeie. Deci, cel mai important e la două oară cântă. Frumos. Nu te-a apucat inima? Da, eu cântă, tot m-a apucat. El cântă foarte frumos, mai ales că el cântă într-o tonalitate. Tot cântecul a fost într-o corect tonalitate foarte... Nu detonează, da. Ține tempo. Ritmul. Da, el cel mai clasnic cântăreț. Очень разные. Но здесь, но да, парень хороший, нету. Парень действительно работящий, да. Правильный парень, помогает людям. Да. Но он из другой, оперы. Скажем, из другой оперы, из другой сказки. И мог бы себе помочь тоже. Ком? Ну, он же всем помогает. Да тут и Цайлес потенциал Амереса, твой? А, нет. Да для чего? А, не хочу. Да когда ну я тут зачем 32? Да когда есть такая старичка, копии не ври. Sau poate să primeje. Ну, давай, скажи. А на свету тот ай 32. Да, мы одногодки. Да, ну, и ну, вы не смотрите страсти. Застеснялся Валера. Немножко, да, засмущался. Ну, получается, двоюродный. Двоюродный, о. Măi, eu propun așa, ca să nu mai stăm în suspans, să ne dăm noi cu părerele că Dita Manu suntem cei mai frumoși, cineva nu-i frumos sau nu știu cum. Păi fiecare paie are umbra sa. De-aia propun să-l cunoaștem pe potențial Miri cu numărul 2. Здравствуйте, Жилька, это вам. Познакомься, зовут меня Андрей, приятно познакомиться. Давайте ручка вам помогу. 10 баллов. Так, налево, направо, налево, направо. Andrei, 37 de ani, în prezent este șomer, însă își caută intens de lucru. A studiat la Facultatea de Drept, însă nu a absolvit-o. Adoră antrenamentele la sala de forță, cântă la acordeon, îi place șahul și jocul de cărți. Consideră că tot ce se întâmplă într-o familie trebuie acolo să și rămână. Este un om bun la inimă, le dorește sănătate nu doar prietenilor, dar și dușmanilor. Are o fetiță de 11 ani, cu fosta soție care trăiește împreună cu fiica în Italia,
familia comunică doar în limita subiectelor legate de copil. Au divorțat din cauza faptului că Andrei muncea în străinătate și a lipsit prea mult timp de acasă. Bună seara, Andrei! Bună seara și ne bucurăm că ești în cadrul acestei emisiuni. Bă, dar cum a fost asta cu... Cum dai bună ziua cu fetele? Cum te-ai salutat cu... Pitiorcu. Pitiorcu? Da, salut, cum spune Andrei. Se vișină, ești представился, нет? Mai gândi de 5 lei decât o pitiorcă de asta. Da, știu, prea tak 5, dar уже лучше хотя бы дать уже круглую, там 20-ку, 30-ку, нет? Asta două palme și un cior sau cum? Nu, pentru mine este premieră când un bărbat așa să vorbește. Tu cu toate femeile așa vorbești? Ну, почему бы нет? Вроде бы с уважением уже нет. Ну, cu уважением, ну, cred că e așa. Ну, cred că are șansă o cucerească. Facultatea de jurisprudență nedeterminată? Cum adică? Незаконченная, скажем. De ce? Ну, так сложился. А ты где поступил вообще? Скажем так, я сначала поступил в криминологическом на Чиканах, да? Угу. Там год проучился, а потом универ там что-то там обанкротился или закончил. Угу. И, короче, дело. Я перешел в Славянский. На да? Рыжкановку. Уже криминалистика или юриспруденция? Юриспруденция, право. Андрей, работаете по профессии? На данный момент нет. А как, я могу работать, если я не закончил? Незаконченный, да? Bun, în ce domeniu muncești? Un bărbat care are 36 de ani, 37, cu siguranță, da. Din ceva trăiești, nu? Stare financiară. Конечно, да. На жизнь, ну, работаю я. А где работаешь? Ну, последнее место работы, скажем, водителем. Угу. Bun, тут специальная анкета. Или водителем на грузовой машине. Для того, чтобы понять вообще, просто какие водителем. Это интересы, начнем с этого. Какой статус примерно социальный? Скажем так, многогранный я человек. Угу. То есть сейчас, если я начну сейчас рассказывать о себе, это, ну, так бы, это поверьте, очень поверьте, даже сутки не хватит. Ну, давай мы как-то постараемся уложиться в 3 минуты, для того, чтобы понять вообще, что ты за человек, что ты из себя представляешь, какие у тебя планы на будущее, как ты видишь свое будущее в дальнейшем. Как я ее вижу, ну как я ее вижу. Ты так и собираешься дальше работать водителем? Или у тебя какие-то грандиозные Скажем, планы? Скажем, это временно. Угу. Вот. А какие и следующий этап в твоей жизни? Ну, поживем, увидим. Ты ești un om realizat. Zici cum la sala de forță. Dar cel mai important, ai zis că te mândrești cu fetița ta. Da. Это моя гордость. Mm. Ea este lângă tine, ori este нет, cu mama? Она, нет, она с мамой живет. Dar voi cum vă vedeți? Ну, конечно, мы общаемся со своей бывшей, как бы это есть хорошо. Сидеть наш... в релации буни. Ну, как бы, скажем, да, мы остались в хороших отношениях. И de... это... Știi de ce te-am întrebat? Pentru că Alexandra ta este acum la o perioadă cât are 11-12, da? 11, dar peste vreo câțiva ani buni există probabilitatea să căsătorească. Da, și că asta este, până la urmă, roata, da, vieții. Și vei ajunge să o primești. Între timp, ce părere ai tu dacă potențiala ta mireasă are și ea copii mici? Ai putea fi tată? De exemplu, Anastasia are 2 fetițe, una de 10 și una de 6. Nu. Начнем с этого, что я из таких, скажем, не один из таких людей, которые, скажем, у всех у нас есть прошлое, да? Да. И то, что там у гражданки, там у есть там бывший муж, там дети есть, это есть хорошо. Я лично со своей точки зрения отношусь к этому очень хорошо. Да, но знаешь, что есть очень много бабок, которые приходят в кадры и говорят, что ну, категорик, без детей, чтобы иметь детей, кони, псих, папагал, нимик. Начнем с этого. Есть, вот, если, например, вот мне вот понравится там, или влюблюсь я там с первого взгляда, да, ну как-то так, короче. И у нее будет дети, там 2, 3 или 4. Да не вопрос. Как говорится, где один, там и 3, и 4 прокормим. Начнем с этого, да. Главное, чтобы мы нашли общий язык, да. А дальше как бы все будет классно. А ты вообще ревнивый человек? Ну, скажем так, что все из нас ревнивые. Но я подозрительный, вот так скажем. Правильно. Скажем, я любитель, я доверяю. Ну, проверяю. Ну, опять же, проверяю, но опять же, как? Доверяю я в том смысле. Я могу легко, вот, например,
девушку свою, будущую жену, например, она мне скажет: Андрюха, я там пойду, там, с своими коллегами меня пригласили в ресторан. Да иди, конечно, не вопрос. Там, отдохни, зависни, там, пойдите там на дискотеку, куда вы. Но опять же, не забывай, что есть я. В мозгу имею в виду, да? Да, в отношениях, ну, должно быть доверие, но так, и да, должно вот быть какой-то определенный, да, стопор. Я все могу простить, я все прощаю. Не могу простить только одно. Это опять же образно я говорю, не прощаю измен. Но мы матриархат, мы 4 femei, вы сентеце 2 bărbați. Ar putea și ar exista acum posibilitatea să le la întrebări, să vezi dacă Andrei este potențial pentru frumoasa noastră Anastasia. Дай какие-то вопросы. У меня нет вопросов. Дальше просто... цифры. Не, ну ты задавай мне, не стесняйся. Тут да ела нормально, как он барбат. У меня нет вопросов. Андрей, у матросов нет вопросов. Андрей, да, поте ту, ты ж мой куражос, де фелел то, поте ту, ай какие-то вопросы, пентру Анастасия, întreabă. Ой, да миллион, господи. Просто вот такая девушка, такая красивая девушка, как бы я аж просто чуть растерялся, начнем с этого. Эй, у тебя дэнса, ну на мене, поне не требай. Засмущался. 10 баллов. Ком? 10, ну, короче, проехал. Ничего могу задать там вопрос. То, что я как понял, там вы там... Можно, давай на ты, да? Как бы там это на вы, да, это не это официально, окей, это лишнее. Как понял, ты там танцовщица, да? Там... Да, танцор, хореограф. Ух ты, вообще круто. А показать что-то можно там? Каким-то, там танец? Мне? Ну, вообще танец какой-нибудь или нет, или это нельзя. Андрей, ты вреси ерец? Не, чтобы именно... Чтобы я показала, что ты мой грипп, ну, в ресте и шамбраться. Не, ну, это уже я невеста так, это я уже так бы уже... Я Олежи, ну, ты Олежи. А, извините тогда, все. Следующее предложение. Eu cred că este momentul potrivit în care vrem să te invităm în scenă. Și cine știe, poate tocmai acolo, când are tu surpriza aceea fabuloasă, vine și Anastasia să-ți dansezi un pic, vrei? Ну, я с удовольствием посмотрел бы, как Анастасия танцует. Я заведем кутоц романица литера до ной, потому что прямо в клипа următоре Андрей не приготовит сюрприза фрумаса. Так, Анастасия, это одно из моих хобби, как бы я чутка увлекаюсь и шахматами, но мы сыграем и в шашки, да? Вот, а как бы предложение такое. Выберите вы там, с какой стороны. С этой. О, все. Ваш первый ход. Сейчас я разденем. Так вот. Ну, это как бы так вот. Ну. Можно я сдамся, пожалуйста? Потому что, ну, я вижу, как бы это бессмысленно, я не хочу проиграть. А это какие-то необыкновенные шашки? Потому что я знаю, что шашки как-то по-другому выглядят. Это шоколадные. Ну, а можно шоколад? Ответить Анастасия на ваш поставленный вопрос? Ах, шоколадки, ну что, да, же вы не раскрыли секрет? Мы же-то не знаем здесь. Ну вот Анастасия вам сказала. Да, шоколад. Так шоколадные, наверное, шашки. Те шоколадки, которые ты выиграла, тебе придется съесть. Придется. Съесть. Либо подарить. Все, дальше все, что? Все, как бы все. Ну, я сдаюсь, потому что, ну, я не хочу выглядеть проигравший. Ты aici dat foarte ușor. Да, știi de ce? Pentru că tu ești bărbat și pentru că Anastasia e cea mai frumoasă. Aplauze pentru o supărăză. Mulțumim vă mulțumim. Uite, dacă câștigai tu, Andrei, mă auzi? Da. Dacă câștigai tu, cu siguranță poate îți dansa ceva, Anastasia. Da, da? Eu cu удовольствием, как бы, хотел, как бы, если есть так, если, как бы, Анастасия, как бы, не против. Надо показать было выигрывать, свой фирменный сдался танец. Andrei, în primul rând, mulțumim pentru această surpriză delicioasă, de altfel, de naia, chiar cu... dulciuri din astea, mai rar vin bărbații. Ți-i dorim succese, realizări multe și te invităm în camera de așteptare pentru că există mare probabilitate ca tocmai pe tine Anastasia să te invite. Succese! Interesant, are niște ochi așa frumușei, dar profunzi așa. Mie mi-ar fi frică cu așa bărbat. Uite. Serios, cu toate că pe final de tot ce a vorbit, a invitat la o partidă de șah, de șahmat, de ce-o fi, dar cel mai important sunt cu bomboane. Deci omul s-a gândit cum să dulcească o femeie, că femeile, la majoritate le place dulciurile. Doar mie îmi plac și peștile sărat, știi? Zici ce vezi tu în cartea lumea ta, pentru mine a fost straniu ceva. Straniu? Ceva? Nu cred că este arogant, este un mecanism de apărare. Are foarte multe planete în Scorpion, foarte multe. Ce-o fi asta? Este fi un asta? Luptător până la... Da, un luptător și merge dârz... Prin toate. Prin toate, absolut. Și îmi pare foarte rău că are un potențial înnăscut de către criminalistică.
și nu și-a finalizat studiile. Deci începuturile au fost frumoase. Au fost foarte bune. Sper că mai reușește să... Nu cred. Dar cine știe, cine știe? Cine știe? Este recomandabil o femeie care să nu-l provoace, răbdătoare, deșteaptă, cu care să împărtășească principiile și viziunile comune ale lor specifice, dar cel mai important să nu-l provoace. И легкая в общении, простая девчонка. Мне такие вообще нравятся девушки. Ну, ситуация такая деликатная, поэтому смысла нет ее развивать. Понятно, что, к сожалению, вы, опять же, с разных планет совершенно. Как говорят мужчины с Марса, женщины с Венеры. Но Андрей, мало того, что с Марса, он еще и с... Венера мэна. El e cu Venera în mână. Eu cred că este momentul potrivit în care vrem să-l cunoaștem și potențialul Mirei cu numărul 3. Cine știe cum ne întâmpină sau cum ne salută el. Rămâneți alături de noi. Hai să-l cunoaștem. Bună seara. Mă numesc Gheorghe, sunt încântat să te cunosc. Da, mersi. Gheorghe, 34 de ani, este jurist și locuiește în capitală. Până nu de mult a fost angajat în cadrul secției logistică a Secretariatului Parlamentului. În prezent este șomer, însă situația incertă nu va dura prea mult, spune Gheorghe. Adoră basketul și este un jucător destul de bun. De asemenea, îi place fotbalul, voleiul și tenisul. Preîntâmpină că în unele situații este prea calm. În prezent, Gheorghe împreună cu fiica sa de la prima căsătorie locuiește la părinți. Fosta soție se află peste hotare, însă ei mențin legătura. Din spusele eroului nostru, divorțul s-a produs în urma unui conflict serios, din cauza unei defecțiuni la mașina de spălat vase. Bună seara, Gheorghe! Bună seara! Mamă, dar ce bărbat frumos! O, 1,90 m? Da. Bravo! Ești din Chișinău. Da. O să te iau din start la întrebări, pentru că așa este. Noi vrem repede și rapid să cunoaștem ce ne sunt potențialii noștri mici. Tu nu uite numai la mine, tu uite la anăsăsie. Eu între timp o să te povestesc. Postul de muncă, ești secretar la Parlament ca consultant principal în serviciile achiziției publice și direcția de logistică. Da, așa. Corect, m-am informat. Da, așa. Din asta îți câștigă bine? Nu, că noi nu știu, nu da chiar date, dar să știu. Dar ce trebuie să absolvim? Facultatea de drept ca să ajungem acolo în funcție? Ori nu este necesar? Orice facultate se poate absolva. Cum orice facultate? Și educația fizică? Mm-hmm. Exact, am vrut să întreb de dans, coreografie. Dați-l, eu la întrebări eu. Gheorghe a făcut facultatea de drept. De ce n-ai mers mai departe pe domeniul care ai absolvit? Deoarece am început la să lucrez în direcția juridică, apoi am fost transferat în altă direcție și n-am continuat în domeniul dreptului. În Parlament sunt foarte multe femei frumoase. Da, așa este. N-ai observat niciuna? Chiar lângă voi mai este și Palatul Național, sunt foarte multe violiste. Muzicanți, da? Sunt foarte multe. Da, știu. Și? N-am avut așa ocazie. N-ai timp? N-am avut așa ocazie. Dar de ce n-ai avut? Dar ce ocazie? Tu trebuie să scriezi oportunități. Bun. Tu povestim despre viața ta privată. Despre cea publică deja am povestit, deja niște detalii mici, dacă vrei ne le povestești, dacă nu, asta e. Exact, nu știu exact câți ani în urmă, dacă fetița ta are 7, cât ar fi vreo 8 ani în urmă, da? Ți-ai făcut cunoștință la ocometrie cu soția ta? Da, în 2012. Vezi cam 8-9 ani. Cu soția ta, un an și jumătate a durat relația voastră, aia care... cu bomboane, cu floricele, cu... Da, după aia ați jucat o nuntă frumoasă și în această cuplu de tânără familie s-a născut o fetiță. Da. 4 ani și jumătate ați fost împreună. Da. Iar s-a întâmplat o nenorocire în familie, niște neînțelegeri, mai bine zis, care au ajuns la divorț. Da, așa. Cine a depus la divorț? Soția a depus la divorț. Nu există. Dar voi ați stat împreună cu părinții tăi într-aceeași casă? Nu, n-am stat împreună. Păi adică am stat împreună o perioadă, 2 ani de zile, dar apoi am trecut parte să locuim. Ce tangență au părinții tăi cu relația voastră de că ați divorțat? S-au certat părinții mei, s-au certat cu ea. E o cauză așa mai... nu chiar de poveste.
când tu ești bărbat, de ce n-ai putut să ajungi la numitor comun? Mama, tata, voi aveți viața voastră, haideți să ne vedem mai rar, dar dă-mi, te rog, și mie voi să-mi păstrez familia, pentru că eu o iubesc, pentru că am o fiică. Așa a fost să fie, cred că. Așa e. Dar ce nu vă găsiți în limbă comună? Trebuie să vorbiți unul cu celălalt ca să ajungeți, nu știu, să vă păstrați, să în viață se întâmplă multe lucruri ciudate. Da, dar până la urmă așa s-a ajuns, că se divorțeam. Am înțeles că Gheorghe nu este chiar din breasla vorbărieților, vezi? El și acum nu prea... da, nu zice la mare. Deși, da, așa s-a întâmplat, acum s-a întâmplat, așa. Așa și înțeleg. Mai departe, tot așa au fost și în familie? Sau tu erai mai vioi? Absolut. Gheorghe, vrei copii? Da, dar mai poți, mai dar nu mai vrei. Da, mai vrei. Soția ta a emigrat în Irlanda. Da, nu a emigrat, s-a dus 4 luni. Gata, nu mai vine înapoi. E vine înapoi sau nu vine da, înapoi? Da, așa a spus, se întoarce. Dar cum s-a întâmplat că fiica, da, trăiește cu părinții tăi? La moment... Dacă soția au plecat. Soția și n-are părinți? Părinții ei sunt de la țară. De la... Și la țară ce, nu se cresc cu oameni mari? Se cresc, dar copilul, școala e în Chișinău și... Eu o duc la școală. Păi, Gheorghe, mai vorbim așa în sădor și eu. Gheorghe, tu acum trăiești la moment cu părinții? Da, cu părinții. Fiica e lângă tine? Da. Cheltuieli aveți? Că dacă mergi copil la școală, cine suportă cheltuielile? Voi îndoi sau numai tu? Cu mama cu părinții. Nu, не знаю, опять же, если я был бы женщиной, но я бы не жил бы с таким, Господи, Боже упаси. Tu n-ai vrea să reîncerci relația cu fosta ta soție? Ții, nu-ți pare rău că voi v-ați despărțit? Nu vreau să încerc, nu vreau să trăiesc cu trecutul. Vrei să mergi în viitor, da? Vreau să merg în viitor. Slavă Domnului! Măcar aici văd un săgetător. Acum, cum tu te vezi într-un timp apropiat? În ce domeniu tu îți cauți de lucru? Eu am înțeles că lucrul celor care au fost la Parlament, probabil că a fost plătit bine, dar nu tare tu ai fost entuziasmat. Poate trebuie de găsit ceva ca ție să-ți placă. Dar ce scaut? Este nu să se eu îți dansează împreună. Da? Că, întreabă Maria și el ție o să răspundă. Ia că îl redez. El dea un răspuns. Telepatic și drept. Nu, un pasiv, pățan. Este activ, parni, pasiv. Vreau să am o familie unită, fericită și... Să fiu fericit. Tu mai vrei copii? Desigur. Câți copii mai vrei? 2, 3. Adică tu vrei o familie mare cu mulți copii? Da, așa îmi doresc. Păi pentru asta trebuie de construit o casă aparte. Nu poți să faci asta cu părinții. Acum eu cred că tu trebuie să-ți faci un plan cum să câștigi banii și cum să-ți faci un apartament aparte. Ca să trăiești aparte cu femeia care tu dorești. Da. Onorat public, deci, el are o fată, așa, iar două, gata, visul s-a făcut în plin, 3 copii. Asta a fost visul, 3 copii să aibă. Nu, să tot aranjează foarte repede. Da, Valeriu, tu ești unicul bărbat iar în cadrul acestei emisiuni. Deci, încă o dată, îți propun varianta. Ia-l la întrebări tu. Poate noi femeile suntem mai vorbăriți, okay, da, el vrea o familie liniștită. O mie ești prost, я придумал вопрос один интересный. Ура! А если бы ты поехал путешествовать с Настей, куда бы ты захотел поехать? Ну, море, в горах, где-то. Но я не гораждем. Ну, какое-то определенное... Море, типа, Одесса или Румыния, или что такое? Не Румыния, в Европе где-то. А какую страну бы ты выбрал? Я, кратко, что только психотерапевт обречен. Какую страну? Грецию или Турцию. А ты вообще где отдыхаешь летом? Последний раз где был? В Греции. Сам поехал на машине? Не сам, с дочкой, с родителями. А, я что, когда я жикал, фарты мол, сам баскет. Да, шай. Это был хобби для того, он весь в копилерии. Я жикал футбол, волей, теннис, это был хоббил... Спортив. Я не знал, что не решал, потому что лукрам, и купам, и копил, и не решал. А как выглядит время твоего свободного? Și dacă l-ai. Timpul meu liber e dedicat copilului meu. Totalmente. Prieteni ai? Ieși undeva seara? Prieteni am. Mai ies prin oraș.
ar fi potrivit ca tu să-ți găsești neapărat femeia, cea care să te aștepte, să te asculte, să te facă fericit. Între timp este momentul potrivit în care te invit în scenă, pentru că sunt sigură cu toții, abia așteaptă să vadă ce surpriză Gheorghe a pregătit pentru frumoasa noastră Anastasia. Rămâneți alături de noi! Eu am pregătit o mică surpriză. Eu am jucat basket mulți ani și am pregătit o mică surpriză care constă în arunca mingea în coș. Piu! Pe rând, pe rând, pe rând, dar nu să se mai lasă și lui, arunci și el. Настя, молодец! Перехвалила. Ух ты! Это очень сложно. Ну, пока не это не сложно. А Георгий, блин, из позиции Майкл. Я чуть-чуть, типа, среднего попал. Георгий, твой не мерит он кош? Ну, no, нам не мерит. Так один. Зеро-зеро. Зеро-зеро. Тот и аплаузеры. Succese mari și te invităm în camera. Te așteptăm. Mulțumim. Gheorghe, ce ți-a lăsat? Pentru că tu ai cătat un bărbat așa mai cu mințel, unde îl pui acolo stă. Este cu siguranță n-ați ducă. Nu, el e priiute pentru Gheorghe Anastasia. Gheorghe, este primul? Nu, a doua, ultimul. Ultim. Asta care a, ultimul? Я думаю, он слишком-слишком для тебя быстрый. Ты не угонишься за ним. Да. Dar eu cred că nu, el lasă acasă și zice, ai grijă, suflă în foc. Bine? Bine. Если нас до кладбища, я не шакас нас до кладбища с факта. Он надежный, ему нужна крепкая женская рука. И ему может построить хорошую семью. Действительно надежный, справедливый, порядочный человек. Это ему уже лет чела мари, который со цвака тот бин, на кассе и со цви бин, и шат супли, шат я шат порт им братцы. Ну, ну, я кряд, как полна урма фемей от устремясь к своему порт им братцы. Как у Юли, да? Ему нужно побороться со своими страхами. Ты думаешь, о чем они состоят? Нет, ему надо отлепиться от родителей. Вот и все. Парень хороший. Надежный. Эксперты. Эксперты в советах. Eu am înțeles din ancheta dânsului că el a divorțat cu soția sa din simplu motiv că părinții lui s-au certat cu fosta lui soție, că s-a stricat mașina de spălat. Noi suntem proate pe final de această emisiune și am avut parte de trei miri. Trei potențiali bărbați care au venit să-și găsească sufletul pereche. Ruslan, Andrei și Gheorghe. Ce părere cu cine să iasă Anastasia și, în general, cum credeți voi cine este omul potrivit pentru dânsa? Toți miri au fost foarte diferiți. Mm-hmm, chiar diferiți. Foarte diferiți. Chiar așa un palmares de miri n-am avut de mult. Palmares, da. Ruslan, Ruslan mi se pare că e foarte, foarte ok, foarte bun persoană. Muncitor. Muncitor. El este foarte simplu, foarte sincer și foarte așa cum se cade. Pentru o femeie simplă, credincioasă, liniștită, etc. Andrei este o persoană care nu știu tot ce să vă spun. Mi se pare că nu este el acum gata să facă un cuplu. Sau probabil că el a nimerit într-așa o situație aici încât n-a putut să arăte tot ce este în inima și în sufletul lui. Deci este o persoană destul de interesantă, dar destul de închisă. Pentru ca să te apropii de dânsul, el trebuie singură să-ți dea voie. Gheorghe este foarte amuzant, este foarte drăguț. Dar tot nu știu dacă el este gata acum pentru o relație. Că pentru ca să creezi o relație, tu trebuie să ai o energie, o dorință, tu trebuie să fii energic, tu trebuie să poți să investești, sufletești și chiar și fizic într-o relație cu o domnișoară, o doamnă. N-am văzut aici nicio dorință sau probabil că ea era atât de frumos camuflată încât eu n-am văzut-o. Deci eu, din păcate, în seara asta nu pot să recomand pe nimeni, dar și ție vreau să-ți recomand să-ți pui o mare întrebare. Dacă tu, în general, acum vrei să creezi o relație durabilă.
Asta trebuie să-ți răspunzi la această întrebare. Ce zic astrele? Am să fiu solidară cu tine. Râbca, nașa râbca, Anastasia. Астрологически никто не подходит. Ну, я редко, когда говорю такие вещи на передаче. Мы пытаемся тут строить, рекомендовать, помогать людям построить, найти свою половинку. Очень правильный, хороший вопрос задала Маша. Насколько ты готова раскрыться, насколько ты готова чувствовать, насколько ты готова довериться? Ты не готов. Это некий процесс, который к осознанности ты придешь через 4-5 лет. Да, такое. Поэтому я сегодня никого не рекомендую по двум причинам. Но зато я хочу дать тебе рекомендацию. Вот когда мы говорили про мужа, про взаимоотношения, очень много было сказано про финансовый план и про финансовые взаимоотношения. Подумай про свой внутренний мир. Потому что он у тебя очень богатый. Либо ты его еще не показываешь никому, либо не подпускаешь никого в свой внутренний мир. Подумай про чувства, вот когда будешь выбирать партнера. Вот именно с позиции чувств, не с точки зрения финансовой выгоды. Ну, или... Я финансы тут не рассматриваю, потому что я привыкла как бы зарабатывать. Да, это нормально. Просто себя. Я даю обратную связь, рекомендацию, если ты услышишь. Удачи тебе. Спасибо большое. Валерию, зим что че порели? По чьи нар требуя солдаты Анастасия? Кари есть потребит? Руслан, Андрей, ор Георгий? Я думаю, что вы правы. Насчет ваших выводов, что и никто из парней не подходит Анастасии, в том числе и Анастасия не способна сейчас, ну, не готова еще к новым взаимоотношениям, судя по вашей точке зрения. Да, я думаю, я прислушался к вашему мнению, да, интересная точка зрения. Păi, final de această emisiune vreau să-mi spun și eu o părere referitor despre Ruslan. Este de pe o planetă diferită totalmente de tine, dar este foarte muncitor, are 35 de ani, există probabilitatea cineva care îl urmărește pe micile crane să-i placă. Este un om foarte ambițios. El și data trecută tot o cântat. Da, prin păpușoi dă o cântat. Că eu așa vrea om, ia uite și el sunt artist. Noi, mai ales după a doua masă la anunț, toți artiști. Andrei. Măi, Andrei este bărbatul vulcanic. Cu dânsul trebuie, nu știu cum ar trebui și ce caracter trebuie să fii, cu siguranță eu tu sau tu, leu ce s-ar declanșa o avalanșă de multe lucruri ciudate. Dar surpriza mi-a plăcut. Recunosc, mi-a plăcut, a venit omul, am jucat șah, ce ați jucat acolo? Dar cu bomboane, șah. Foarte frumoasă surpriză, plăcut surprinsa. Gheorghe, ursulețul cel mare. Dar tu știi că tăcut și făcut și există cuvântul acesta, nu compus de mine, ori de tine. Cine știe? Noi știm tot timpul nou, tot timpul ne se pare că la vecin te-ai mai bun. Când începe a băga mâna în dulap, vezi lucrurile totalmente diferite. Tu ai doi copii. Gândești foarte bine dacă îți trebuie un partener acum de viață, pentru că copiii tăi încă sunt destul de mici. Și pe lângă faptul prin cât ai trecut tu, există probabilitatea să treacă și fetele tale așa. Oferi-le o copilărie frumoasă, pupă-i în fiice zi și spune-le că sunt cele mai minunate. Iar orice palmă în drumul vieții este o lecție. Și cel mai important, orice șut în fund, da, este dureros, dar sunt cu siguranță 100 de metri înainte. Așa că te invit să-ți faci alegere potrivită. Alege cum vrei tu. Decizia îți aparține. Te invit în scenă după aia. Dragii noștri telespectatori, ca de fiecare dată vă îndemnăm să vă ascultați inima și să faceți alegerea potrivită. Din păcate, eroina noastră principală în această seară nu a ales pe nimeni, dar oricum îi dorim succese mari. Vouă însă, dacă v-a plăcut de cineva dintre candidații noștri, nu ezitați să ne scriți și să completați ancheta. Eu sunt Lenuța Gheorghiță și sper ca fiecare dintre voi să audă măcar o dată cuvintele magice Hai să ne căsătorim. Între timp, vreau să vă reamintesc. În această parte a anului votăm cuplul cel mai frumos, pentru că știți cu toții, doar pe căsătorim.md alegeți perechea cei care vor pleca în vacanță la mare. Succese tuturor și nu uita, fă un click, votează perechea cea mai frumoasă, o seară frumoasă alături de cei dragi. La revedere!